intrarea. Cel mai interesant duel de până acum, Iorga, Maia... Da, da, urmează. Duelul o să fie după duel. Eu sper că este o glumă. Te aștept ce culce Maia adică. Ia tot susținea, bă, nu m-am dat recopte, nu m-am dat recopte. Zic ok. Mesaje pe Instagram, hai la o cafea, hai la o nu știu ce. Eu ce să fac acum să stau așa, da? Maia, nu știu, trandafir. De ce am vorbit cu el pe Insta dacă am prieten? Dar adevărata ei problemă cu mine este că are bucurii la asta și are impresia că eu sunt ca lei. Auzi, numai ăsta nu spă la ei, păi e de vârât acolo ceva. Ea mai adăugat niște cuvinte de aia. Conversația a fost cât fâi ești în cameră. Obraznicule, au luat aia telefonul lui Maia și au citit conversația. În urma probei din episodul trecut, unde concurenții au lucrat la fermă, Iorga și Maia s-au descurcat cel mai slab, lucru care i-a trimis direct la duel în această seară. Maia și Iorga au un risc de eliminare deja asigurat, însă pe lângă duel, între acestea s-a iscat un scandal de proporții care a condus spre alte certuri și momente tensionate, implicând și alte persoane din casă. Toate aceste lucruri le veți vedea în acest episod din Buzz House, dar până una alta, hai să vedem voturile. Dragi concurenți, acum că apele s-au mai liniștit aici în Buzz House, avem și voturile pe care urmează să le anunțăm. După voturi urmează un duel foarte, foarte interesant. Eu cred că cel mai interesant de până acum, așa cum voi v-ați și dori de altfel. Dar până una alta, primul vot, Scarlet Tămăduitoarea. Tu ești, a? Deci eu votez pe Scarlet că i-am promis Duce Zara că nu votez asta și oricum și-a luat imunitate, deci asta a mai rămas. Cine a votat Sherry? E de la noi o problemă? A votat cineva Sherry? M-a pus să scriu încă unul cu numele tău ca să glume, haha. A, am înțeles. Mai pui una și să scrii Shelly. Shelly? Să mai pui încă una pe lângă asta. Nu înțeleg. Zic să mai scrii încă una pe lângă asta și să scrii Shelly pe acum. Și bag-o și pe asta. Asta te ca glumă, știi? E râsul, băi, glume. Stand-up comedy, mă! Drăcea, uite, mă, stand-up comedy de calitate! Cu o declarație de dragoste ne întrebăm de la cine, Drăcea, love you. A, mulțumesc. Deci este metoda aia de a-și exprima dragostea, bă, băiatul. De altfel votez. Eu o să votez pe Drăcea, ca fiecare zi. Urmează un vot pentru Scarlet. Ce urât a scris. A scris urât și a scris și cu C, nu se scrie cu K? Nu. Nu? Nu, ori e Scarlet, ori e S, K, R, L, 3, T. Gen K în loc de K. Mâine știu. Eu o să votez pe Scarlet în cauza faptului că m-a blestemat. Am muncit azi, n-am ce să zic, dar n-am cum. Pe frații mei n-am cum, îmi pare rău. Sunt curios și o să votăm atunci când nu o să îmi pleacă ele. Și ele au, frate, alianță, știi ce zic? Nu pot să-mi votez eu frații pentru alianța la alții. Felicitări, au muncit, dar n-am ce să fac. Poate e lume care se zice, bă, ce s-i cuști ăsta, votează mai fetele aia, două amărâtele alea. Bă, frate, dar eu am istoric, credeți-mă că camerele astea se mai și opresc, nu sunt non-stop pe noi. Și eu mai văd, sunt niște chestii care mă deranjează, înțelegi? Și am istoric, eu știu, perversi. Ați văzut cu Vlad Neamțu, cu Cezara, cu astea sunt niște perversiuni. Perfect, două voturi, Scarlet, merge mai departe. Un vot pentru... Scarlet. Costi, te pup jos. Asta a fost Cezara. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Vă vedeți că vine magica să întorc aici, grijă. Cum... Vedeți că dă bine pe dreapta. Îl votez iar pe Costi. Sper să nu-l voteze nimeni, dar oricum e deja. Sunt deja vorbite astea, sunt manevre, am văzut ce au făcut acolo, dar nu mă bag, au muncit și Scarlet și Cezara azi, nu pot să. Nu, n-ai cum să le dai, chiar au muncit fetele. Hai, lasă-mă că nu mai. Urmează un vot pentru, tu pe Insta noastră, Erica Isaac. Pupați-o la... Cine o fi votat pentru Erica Isaac? Eu, eu. Hai, ai și zis, da, bun, da, să da. Și știe. Nu mai este nicio surpriză, merge mai departe. Momentan, avem două voturi pentru Scarlet, ea conduce. Și următorul vot este... Pentru Scarlet. Pentru Scarlet. A și greșit acolo, a tăiat. Da, dar este un vot valid pentru Scarlet. Scarlet are trei voturi. Nimic personal, din cartierul celălalt. Vă pup, sănătate. Următorul vot este pentru... Scarlet. E pentru Scarlet următorul vot. A scris cu capa. Tot ce pot să spun este că este o ceartă înăuntru pe care eu acum o ratez. Păi postez, dar noi pe Close ești nesimțită cum ar veni secretul. Dar nu, eu nu mă ascund de nimeni pe Close. Gen, alea să fie în secret alea de pe Close, noi să n-auzim. Dar, și dacă auzi, nu mă interesează. Și dacă auzi 55 de oameni, ce secret mai ăsta? Dar nu mă interesează dacă auzi. Așa că vot rapid către... Scarlet. De ce nu mă vezi să vă aducem un trapper aici să cânte? Ai să te prea multe femei, nu mai e loc. Uite mă, Erica, e un pic trapper. Da, dar nu am... S-o pup la...
Nu am un trapper mascul. Nu știu ce s-a întâmplat în timpul campaniei. Noi a trebuit să filmăm. Și am pus eu o întrebare: pe cine ați vrea să aduceți în Basa? Și am zis: oare șef Costea e fan? Ai făcut, eu zic că Petre Ștefan e foarte fan. Eu cred că Berechet e foarte fan, gen. Nu știu, așa un băiat mai fan, gen Petre Ștefan, da. Sau Berechet, să mai știi? Sau da, Ștef, da. Costea. Vor un trapper prin casă. Duceți-le, dragă, un trapper. Cred că le mănâncă, le ceva, nu știu, să fie. Le-aș da pucioarele afară că nu dispun de nimic. Și ce facem cu ele aici? Să ne băteze, ne simțitele astea, nu sunt bune. Mai repede intră Petre Ștefan sau Bereche sau... Da, da. Mm. Unul altul, da. Da, altceva. Păi și care e problema, Iorga, dacă ar fi vrut să aducă și ele? Da. Păi Ștef Costea, Bereche și... De ce am zis eu ceva de ăștia? Eu ziceam de alt story. Bă, sunt prea multe, nu le mai înțeleg care alt story. Am zis de 5 ori de câte ori vrei să mai spunem același lucru, că nu e așa de deep. A pus un story despre tine? Da, am și să zic că suntem lipsiți de, de educație ca cu direcție? Astea. Da. Păi, a decis să pună story-uri pe Instagram, vezi, doamne, în secret, pe close friends despre noi și eu, logic, i-am spus despre ce e vorba. Și am postat de aici și am zis cum mă simt și am zis că cineva de aici e foarte enervant, dar n-am dat nume, dar logică toate s-o gândit. Păi ce nu spui când se închid camerele, cum faceți fații gărezi? Ești după ce de educație. Păi ce spui acum și nu spui în cameră? Da-ți spun când vrei tu. Hai că vin eu diseară la 12 da, și spui atunci, da? Hai, la 1 dacă bine. Vrei. Bine, hai că vin să mai spui atunci, da? Și punct, ești ca o țică, efectiv. Păi bine, vin la 12 să-mi spui, acolo, iar. Păi spui diseară, da? Și calmează-te, comportă-te normal. Haideți să... Nu ne mai certăm atât. Mamă, nu ajutam la asta niciodată în viața asta. Și am fost foarte chill și m-a enervat foarte, foarte mult, dar n-am zis nimic. Și acum n-am mai putut. O ieși dracu din mine. Că ai impresia că emisiunea asta nu se mai termină niciodată. Plecăm de aici, gata. I-am spus până și-o închis gura. Prima eu, din Basa, i-am închis gura. Da, chiar i-a închis gura, n-am mai zis nimic. Da. Acum a zis, vreau să mă escorteze cineva de aici, că nu pot merge singură. Nu cred. Ce chestie. Nu cred că așa a zis. I-am spus numai exact adevărul și după aia a venit la mine că să-mi închid ușa la cameră, că ea vine să mă bată. Și că o puie degeaba, că oricum sparge ușa. Și așa va fi de acum încolo, doar că mai schimbăm personajele. O zi tu, o zi eu, nu? Azi a râs ea la noapte radio, că oricum a trecut de 12, e brândul meu. Să spui tu mie că sunt camere aici, că le iau de camere, că te tot culci odată, nu te culci aici. Dacă te culci aici, ai zis ceva. Educație, bă, și vorbești de educație și faci și astea. Poți să înjuri, poți să zici orice despre un om, dar nu s-o dai așa. Și e clar că așa a trăit ea, așa a fost educată acasă. Bă, ziceai să jucăm și la fel, să-i zici orice, dar nu s-o faci. Așa e la voi, te întreb, așa e la voi. Da. I-a spus și Adrian la fel, dar ți se pare ceva greșit, n-a fi c***a, că și-ar fi trebuit să mă supăr, să mă bag sub masă de plânsete, că m-a făcut aia c***a pe mine. Ce putem doar să te rugăm e să nu mai degenerezi acum, că n-are absolut niciun sens și o să rămână ce a spus voi, na. Nu contează, o bat. Pule, pe aici o bat. Poate îmi spui ceva, păi nu, pe în cameră. Păi nu te bați, păi eu ți-am spus că nu te bați aici, că îți bag crauză dacă te bați aici. Ce să-ți fac? Nu o să o bați. Suntem, mă, ce faci, mă, legi de bat? Nu o să o bați. Părerea mea este că nu trebuie să ajungă la violență fizică, sunt perfect ok cu violența verbală, dar nu cu violența fizică. Te aștept să culce mai aia diseară. Nu știam, mă, că așa va să știam, doar că era un elicopterul, mesaj cu cafea și am văzut acum că ți-a pus așa mâna pe picior, așa, senzual. Costi? Da. De adevărat că ți-a pus mâna pe picior? Vă nu v-am povestit, nu? Ce s-a întâmplat? Următorul vot este, se pare, tot pentru Scarlett. Se pare că imunitatea Cezarei chiar și-a făcut efectul în această seară. Oricum i-am promis că azi nu votăm. Deci Scarlett, o votați oricum pe Scarlett. O simt deja prost, sincer. Încep să mă simt cam prost, dar n-am pe cine. Cu oamenii ăștia am stat toată ziua și acum, mă rog, toate zilele și acum încep să-i votez. Ori sunt prieten, ori nu sunt prieten. Nu am de ales, nu am pe cine. Și mai avem un ultim vot aici pentru Costi Maxul. Luați-vă la sala palatului. Erica m-a votat în fiecare noapte, Costi m-a votat în fiecare noapte, dar pur și simplu că îmi dă așa strâmbe. Costi, o să-l votez pe el. Și scriu Costi Maxul. Pe domnul Costi Maxul l-am votat, că să mai ia el așa, zice că face Caterinca alea. Na, îl lăsăm în pace să vorbească. Gata, mi-am pus votul. Vă pup. Rezultatele sunt foarte clare. În această seară vor intra la cel mai interesant duel de până acum, Iorga, Maia. Da, urmează. Duelul o să fie după duel. Eu sper că este o glumă. Numai BGS-ul, ne așteaptă BGS-ul, am vorbit. Și Scarlett. Țin de asemenea să fac un anunț foarte important. Pe lângă că este cel mai interesant duel de până acum, acesta va fi primul duel unde vom elimina doi participanți dintr-un foc.
Bă, mă așteptam să plece două persoane, că până la urmă mai suntem 40 în casă, trebuie să câștige unul. Mă gândeam, ce ne puneți în final? Să ne omorâm între noi? Care rămâne în viață, câștigă, nu știu. Și m-am gândit așa, mi-am făcut un scenariu. Știi, mă gândesc, mai sunt 3 episoade, cred că ies și mâine 2 și poi mâine 2. Am în 3 în finală și am acolo. Am neajutat să mă vedeți până la final. Duelul este următorul. Aveți în fața voastră un puzzle cu logo-ul Buzzhaus, pe care trebuie să-l faceți, doar că lipsesc 3 piese din puzzle. În acele plicuri aveți poze cu locurile în care puteți găsi acele piese. Locurile astea pot fi de oriunde din resort. Piesele de puzzle poate să se afle fie pe, fie lângă, fie în spatele obiectelor pe care voi le vedeți în poze. Aveți dreptul să aveți orice strategie doriți. Puteți fie să începeți să faceți întâi puzzle-ul și să căutați după aceea piesele sau să vă căutați întâi piesele și după aceea să faceți puzzle-ul. Fix cum doriți voi, va trece mai departe doar prima persoană care termină puzzle-ul. Celelalte două vor fi eliminate din competiție. Este o probă eliminatoriu, un duel eliminatoriu și vă spun asta din start. 3, 2, 1, start duel! Puteți să desfaceți plicure sau să faceți puzzle-ul. Avem timp sau care termină? Da, e pe timp sau ceva? Nu. Ultimii doi care termină ies afară. Sunt curios și eu, Iorga, dacă în momentele astea regret că ai unghiile atât de lungi, că pare că te chinui. Regret că n-am și la cealaltă. Momentan pare că mai are un pic de avans. Se acăstă o piesă, Iorga, sub scaun. Mama, sunt 500 de veri primari de bucăți albe. Înainte să plec aici, am făcut un puzzle de la 2000 de bucăți. Dacă l-am făcut degeaba, sunt ultimul om de pe lume. Deci când uitam la campionatul național de șah, așa mă simt. Mulțime, delir! A făcut colțul! Iorga a compus aproape primul cuvânt. Gata, mai e omorât. În timp ce Maia se ocupă un pic de colț în acest moment, dar avansează pe corner și Scarlet a pus momentan 3 arbe, una în garta. Oho. Bă, o FIFA adevărat dacă jucam și... Aolo, ce bine era! Era bine, da. Poate de bagă finala FIFA. Și Maia are un progres interesant. Maia s-a apucat să facă un colț în timp ce Iorga face partea de centru jos. Eram convins că o să vă placă această probă. Ce-ți, domnul Drăcea? Cum ai rezistat în Buzzhaus-ul ăsta? Bine, bine, cu tineretul. Mă țin viu. E frumos, nu așa, copii? Caterinca. Scarlet e pe arb, mult. Am ales greu. Adică cum ai ales greu? Păi consider că cu albii cel mai grav, în vedere că nu ai nicio culoare ca să le deosebești. A, ok. Mie mi se pare că asta e de... Acum am dat seama că de fapt e cea mai grea parte, că trebuie să găsești fiecare da, piesă. Da, da, exact, exact. Nu m-am grăbit absolut deloc. Am început cu marginile pentru că mi se părea că marginile sunt cele mai grele, având în vedere că era tot alb. După aia am văzut că nu prea mi se mai potrivesc lucrurile, am zis ok, poate îmi lipsesc piese pe acolo, hai să pornesc cu mijlocul și cumva leg cu marginile. Momentan Maia a desfăcut plicul, însă nu te-ai uitat încă la poze, nu? Ba da. Jeff, cum ai, ți-a picat greu la 3? Nu mai am chef. Iorga este prima care pleacă. Piesa asta n-ai pus-o încă? O pun. Hai să desfă plicul aici, să vedem pozele. Am văzut tot sau explorăm zone noi? Peste tot unde voi ați avut voie. Hai, pa! Puzzle-ul oricum l-am mâncat înaintea lor cu multă vreme, nu era problemă de puzzle. Unde dracu am văzut eu stărăciile astea, că le-am văzut? Unde am văzut eu astea? Nici nu-mi dau seama ce dracu sunt. A, păi furculiță, lingură și sită. Trebuie să fie la bucătărie. Acum am văzut. Unde e stărăcia asta? Aha, firea dracu să fii. Am zărit-o. A, nu e asta, nu? La un moment dat nu mai mergea nimic pe acolo și am zis ok, hai să ies, iau și o gură de aer și îmi revin. Între timp, atât Scarlet cât și Maia au decis că e mai bine să iasă la o gură de aer proaspăt și să-și caute piesele lipsă din puzzle. Avem nevoie de o ușă albă, nimic pe aici. Să mă și pe aici, statuie, ceva, pe aici nu. Nu-ți frate plantele astea, că nu spui nicăieri pe aici. Aha, gata, am găsit locul, acum trebuie să găsiți piesa. Uite, las poza aici sau o iau cu mine? Am găsit piesa. Astea sunt, astea. Wow, da, am găsit poza asta, piesa asta. Următoarea chestie să găsesc statuia aia nebună. Eu cred că e tot aici, că așa arată după asta. Aici trebuie să fie, că e singura de asta cu pereții așa. Și tablou să ce treacă, fi că n-am văzut niciun tablou nicăieri. Mai merg în altă parte să mă uit. Dacă găsesc astea altele, măcar să pun pe asta. Poți să o pun acum? Poți să las piesa pe masă, gen? Cred că am zis parchet de la Paradise Resort. Ia, uai, ha, ce tare! Ok, am găsit una. Nu este statuie, la băie. Să găsesc ceva alb cu un mâner și o statuie care are față în loc de lumină. Deci, e un frigider, dar e negru. Cuptorul cu microunde n-are nicio treabă. Închis. Unde dracu e masa albă cu dasa, că n-am văzut masa albă nicăieri. Asta e masa albă. Și asta nu știu care-i, cum e în picioare. Așa? Oare-i sus? Nu-i sus, că aici nu-s becurile așa. Poate fi în cameră? Oh, wow, wow, statuie mică!
Mor, nu cred, am crezut că e mai mare. Am găsit încă o piesă. Și mai am clanța asta nebună. Eu nu asta nu înțeleg ce poate să fie gen. Sper să nu-mi pice piesa din buzunar. Ha! Uite, fată, bine de pijur. Da, e o chestie care nu știu ce-i. E gen prea greu ăsta. Hai să încerc să le pun astea două, nu știu. Am găsit-o. E sigur că asta e, că arată fundalul diferit. Și nici nu e pe aici. Nici asta nu cred că e. Nu e asta, uite. Asta e invers. Nici pe sobă, nici pe asta. Unde dracu să mai mă duc? Nu știu unde ar fi clanța asta, mai frate, dar cu siguranță nu ar fi tot aici. Oh, clanța aici. Boam, am găsit! Le-am găsit pe toate. Le-am găsit pe toate, pe toate, pe toate, pe toate, pe toate. Nu voi să cred! Le-am găsit pe toate! Le-am găsit pe toate! Pe toate! În momentul în care am găsit toate piesele, m-am bucurat foarte rău, adică am sărit în sus, nu venea să cred că le-am găsit pe toate atât de repede. Chiar dacă Iorga a fost prima persoană care a plecat în căutarea pieselor cu puzzle-ul aproape finalizat, Scarlett a venit rapid din urmă și s-a mișcat foarte, foarte bine. A găsit toate piesele lipsă din puzzle și le-a învins pe Maya și Iorga, asigurându-și victoria în duelul de astăzi. Și în acest moment, Scarlett a terminat. Și mai una, frate. Și Scarlett rămâne în competiția Bass House. Eu am vrut să trag tare pentru că nu am vrut ca Iorga. De ce râs, mă? N-am vrut ca Iorga să ne scoată pe amândouă și am vrut măcar dacă nu poate Maya să o scot eu pe Iorga. Bine, frate. Vă anunț cu tristețe că în această seară Maya Aresia și Iorga părăsesc competiția Bass House, iar Scarlett merge mai departe în concurs. Nu m-am așteptat o secundă să câștige Scarlett. Sincer. Vreau un respect etern pentru Scarlett, care a reușit să o scoată pasta. Pe Iorga. Pe domnișoara Iorga. Costi era așa, să uita, nu înțelegea ce se întâmplă, că le-a plecat, dragă doamne, șeful. Da, pierdut un membru din T5. Am pierdut nebunul, cum s-ar zice. Așa e în șah, frate. Au dat un pion, am pierdut nebunul cu un pion cumva la proba asta. Sau cum se zice, nu știu, eu mai mult cu tablele, cu astea, cu zaruri. Nu știu, sincer, m-aș vrea să câștig, pentru că eu fac puzzle de obicei și m-ați văzut, m-am mișcat foarte repede. Și am crezut că găsesc asta, dar eu n-am fost așa supărată cum a fost asta. L-am văzut mort, așa, nici nu mai vorbea cu mine, era supărat și el și Costi, David, flășcăiți. Mor de supărare, abia aștept mâine. Bă, le-aș face orice, le-aș împiedica, le-aș face picioare să mor. Le-ai pus echilibrat complet, știi? Ne-ai părăsit, șefule. Pe ce p***a, mi-a dat greu, nu vezi că asta i-a dat litere. De patata semnul. Da, eu am o furculiță și asta are o literă din atâta bannerul. Și am o furculiță dintr-o așa cameră, e, frate, de acolo. Și aia are luminile alea de la Bass House. Mai avea să le pună bluza lor din cameră. Da, geamantarul să le pună. Păi da, și au Iorga cu Adriana, așa erau, așa, deci nu se lăsau din ochi unul pe celălalt. Și acum pana mea i-a plecat geamul siames și automat omul trebuie să... Adevărul e că lui a dat o oglindă așa 4x4 și o literă de la restaurant și mi-a dat bălările din Congo. Hai să vedem zoom-ul. Cât ați dat zoom aici la ea și cât ați dat zoom la... Recreați cu telefonul așa, îl trăgeați să se bată cât mai mare, să fie al dreptul. Mai aveați... Ați dat toată lumea. Ce să facem acum? Mergem înainte. Pe mine, sincer, nu a fost supărarea, adică doar nu o mâine o duce și o bagă pe rug. Oricum toți o să ieșim la un moment dat, nu? Da, și eu dacă ies cu 5.000 tot ies. Nu mă așteptam. Adică a fost întoarcere minutul 90. Asta a fost toată chestia. S-au dat două goluri minutul 90. Acolo a scos multă lume de pe bilet. Multă lume a scos de pe bilet. S-a întâmplat acolo. Ce-ar vedere, vă iubesc. Ne mai vedem niciodată. Mă răzbună fericioară mea. Așa e făcut să... Să nu mai topoare și fără. Fost un moment bun, sincer vă zic. Că a plecat the devil, efectiv. Doamne, nu, mulțumesc, Doamne. Toate rugăciunile mele au fost auzite în sfârșit. Un lucru pe care eu l-am remarcat este că după ce Scarlett a terminat puzzle-ul, evident că și Iorga a fost supărată, dar mult mai supărați decât Iorga au fost și erați concurenți, cum ar fi Costi, Ericopter și un pic David. Bă, da, Costi și Ericopter. Efectiv, de două episoade cu aceea, Iorga era căpetenia voastră. Pe mine știi ce m-a așa mai tare? Că eu eram sigur că o să câștige. Adică așa am văzut, pentru că era mult în față la puzzle. Și mai mult a fost șocul că nu s-a întâmplat. Eu la un moment dat am început să mă panichez, că m-am gândit, ok, voi sunteți partea 1, noi suntem partea 2, practic. Și eu dacă le pierdeam pe amândouă, chiar rămâneam singură, că a ieșit Vlad Neamțu și la modul, gen, oricum îmi săreați mie în cap cu toții. Da, mă, și eu sunt pe ele chitit, pentru că știu că și ele au alianță. Ele, dacă te-ai uitat, în toate zilele au votat toate trei la fel. Și în prima zi eu nici nu l-am votat pe Adrian. Eu am zis că nu, că am vorbit cu el înainte pe Insta un pic și ne-am împrietenit și am zis că, bă, eu nu-l votez, că mă știu că el dintre toți ceilalți. Dar tu ai iubit? Da. Tu vorbești cu Alia Helicopterul pe Instagram? Dar pe Insta să vorbim, gen în sensul în care ne vedem la Bass House. Dar cum? Cine a deschis discuția? Nici nu mai știu, pot să pot telefonul să mă uit. De ce am vorbit cu el pe Insta dacă am prieten? Și am zis că, gen, stop, că habar n-ai ce am vorbit pe Insta, gen, nu,
Doamne, trebuie să creadă că m-am dat la el și de asta. Bă, și vreau să zic, în primul rând nu am pornit eu asta. Săracul gazica lui aia, dar nu mă sinucideam, era al 13-lea motiv. În al doilea rând, dacă zici... La al doilea rând mă postez pe bas sau acolo, nu mi-a zis mama, bravo, zice ea, yes, stă-mă cu cea, yes, bine mă. Și am zis, uitați, eu n-am absolut nimic de ascuns, v-am dat telefonul în mână să citească. Și s-au clarificat lucrurile, cine a fost de vină și care a fost faza, deci... Deci Maia a zis, bă, zici ceau Maia dacă intru? Zici ceau Maia dacă intru la tine pe live? Normal, tu pup Alesia să rămână, was nothing, nah? Când am intrat acum câteva zile, tot am zis, hei, hei. Da, exact hey, așa fac eu. Și nu ai zis nimic. Mă ierți? Fii sigură că ziceam dacă vedeam. O să te caut numai pe tine de acum înainte. Emoji cu trandafiri. Emoji cu trandafiri. Vii la Basaus, nu? Da, abia aștept să râd cu voi. Cum râd la videoclipurile tale de pe TikTok. Abia aștept să râd cu voi cum râd la videoclipurile tale pe TikTok. Da, da, da. Asta mi se pare mie din punctul de vedere o caldă. Eu o caldă. Și eu. Am plecat de la Maia. Maia a scris pe Instagram prima. Aia a arătat o comasă. Da, am vrut să mă împrietenesc de aia, am răspuns și ție la story. Gen, am vrut să mă împrietenesc cu voi. Elicopter contraatacă cu încă un trandafir. După ce a spus și eu, o să fie top. Ce Adriana îi dă... Iarăși îmi răspunde la story. Îi răspunde la story când a pus. L-au pus-o până unde eram toți în afară de el. Ai pus-o pe aia, ai pus poza aia unde eram de nou apar eu în ea. Cred că ai ceva personal cu mine. Deci elicopter spune că ai ceva personal cu mine. Nu zis... frate, chiar mi-ești drag. Nu frate, chiar mi-ești like, drag. Like trandafir. Și am dat sin. Elicopter dă numai cu trandafir în continuu. Și urmează mesaj. Cioan școlăriță. I-a scris ce faci și mă plictis. Să mărg în camera tu. Asta stai, asta e când noi eram deja aici, gen? Da. De aici. Pentru că mă plic din cameră. A, da? Deci de joi. Deci de joi. Joi spune elicopter, dacă n-ai și tu prieteni, o să te iau eu sub aripa mea. Și după aia o zi să facem un TikTok împreună. Facem din ăla unde ești toxic, de care vrei, eu am idei pentru orice pe lumea asta. Elicopter menține direcția. Și am zis că să facem și că unde ui să vină să facem. Și o zis că e în cameră, că nu facem acum, că facem un pic mai încolo, dar zilele astea, azi mâine te ajut și eu la ceva dacă vrei, că sunt scenarist. Și am zis că bun, mersi, si. Și face așa, facem, fă-mă gay friend din ăla. După aia aici i-am dat sin la un moment dat și după aia i-am scris să facem TikTok-ul și am zis că ce faci, ești în cameră? Și o zis că da, dormea și am zis că să vină să facem TikTok-ul și să stăm la cafea că toată lumea dormea. I-a mai adăugat niște cuvinte de la aia, conversația a fost că fui, ești în cameră, el a spus da, dormeam, era 8:40 și ea i-a spus am vrut să vii la cafea că toată lumea dormea. Aici e o chestie shady, știi? Adică o vrei pe ea afară, dar pe ăștia nu-i vrei. Cu ăștia vrei să fii prietenă. De ce? Că au followers pe TikTok, mesaje pe Instagram, hai la o cafea, hai la o nu știu ce. Dar adevărata ei problemă cu mine este că are bucurie la asta și are impresia că eu sunt calea ei. Dar nu pot să-mi dau seama de ce. Și Adrian Elicopteru vorbește cu miștouri, cu ele, nu știu ce. Și Costi Max le ia la miștouri toată ziua. Dar cu ei nu au nicio nimică, din contră. Tu toată ziua râsete și toată ziua... Deci nu pot să-mi dau seama de ce are impresia că eu oprez din ceva, că am bucurie la ăsta, nu știu care e problema. Dacă nu suporți pe cineva care, nu știu, te ia la mișto sau nu știu ce, măcar nu-i suporta pe toți trei, toți patru care te iau la mișto, nu numai pe aia care e fată. Obraznicule, au luat aia telefonul lui Maia și au citit conversația. Ne-a fost așa glumițe, signale. Nu, dar era așa că citea Capatos acolo și noi stăteam gen, ce părere aveți? Bă, eu n-am zis nimic, dracu, cu conversație. Da, signale, mă, signale. Am zis doar o dată, dacă signalașe. La un videoclip. Ai mai zis ce faci, nu știu ce, signalu... Ai ești nebun, ia conversația, dracu, citești. Păi dar ne-a citit-o, că doar n-a băgat de la ei. Păi cine mi-era așa la story, mă, prima oară, că vin vasă, că de să ne vedem. Signale, signale, riz de budeasa. Păi nu tot ea, să vadă gagică, să nu știu că ea vrea să-i arate mesajele alea. Nu, a vrut să demonstreze că tocmai că nu se dă ea la el. Păi cum, mă, dacă și tu... că nici el nu se dă la ea, e doar prietenie. Ia tot susținea, bă, nu m-am dat elicopter, Zic ok, dar zic, nu ți se pare că elicopter a încercat-o la tine, a încercat să dea la tine? Nu, vreau să fim doar prieteni. Da, sigur, să se ia de mână. Așa zici, mă, așa zis. Da, așa zis, să se ia de mână, să plece spre curcubeu împreună. Și tu ai încercat. Nu, mă, mi-a zis sis și zic, ce faci, mă, faci gay friend ăla. Nu, mă, salut pe live, nu știu ce, eu ce să fac acum să stau așa, da? Mai arunc și eu trandafir. Ia trandafir de aici. Băi, dai uite de cum arată totul așa e amuzat. Să mor eu. Logică. Auzi, nu mă, salut pe live. Păi e de vârât acolo ceva. Am zis eu. Păi e de vârât ceva, nu? Păi este, da. Ticu, da, așa e. Ticu a zis că acolo ar fi ceva de vârât. Dar acum nu știu dacă era neapărat de vârât. Ea poate a luat din politețe să nu-i lase pe jos, să-i pună într-o vază cu apă. Dar nu zici că am mers așa, haulă, te rog să-mi dai și mie un pic de... Am mai aruncat tot trandafir. Pa! Să văd dacă îl ridică după jos.
Degeaba zici tu de trandafir, că am aruncat un trandafir, l-a luat a doua zi. L-a dormit cu el pe pernă. Ai luat o caseluță. Frumos, un trandafir așa. Ia da mă, simt la trandafir, într-adevăr, ea n-a răspuns cu altă floare, n-a venit cu o margaretă după trandafirul. E gestul ca și cum Ticu i-ar fi lăsat acel trandafir pe birou, iar ea l-a văzut, l-a stat puțin, dar ea, când a fost singură în birou, eu cred că ea l-a luat și mi l-a mirosit acel trandafir și l-a pus într-o vază cu apă, înțelegi? Așa cred eu, din ce am văzut. Nu știu mai multe, că n-am apucat să văd gesturi între ei. Și nu poți i-a pus una pe picior, da. Totul, gay man. Da, bă! Deci eu nu-l împing pe ăsta, că s-a anunțat la glume cu ea. Deloc, i-a și spus, i-a dat, ia mâna. Nu, eu nu vreau să-l bag pe ăsta, că într-adevăr aia i-a pus mâna și i-a dat mâna de pe ea. Bă, eu n-am fost acolo efectiv, dar înțeleg că și Costi a confirmat că a existat o mână pe picior. Adevărat că ți-a pus mâna pe picior? Da, frate, s-a pus așa. Filmam la Dălbec, ceva de genul. Și-a lângă mine, așa mâna pe picior și zic, da, mai am să băi, asta este chestia. O glumă nevinovată este atunci când te pui jos și pui mâna. Că se întâmplă, te pui jos, pui mâna pe picior la om, cauți ceva. Dar mi s-a părut și nu știu, 1, 2, 3, băi, al meu piciorul. Nu simți că nu e al tău? Băiețesc vorbind acum. Eu n-aș fi putut să mă duc la o fată, eu cu iubita acasă, mă duc la o fată care și aia are și-a gaură acasă, să-i pun așa mâna pe picior. 3 secunde. Ai o secundă când te pui jos și așa și te reglezi, îți dai seama, nu știu ce, zici un scuze, merge, dar să vii 3 secunde așa, 1, 2, 3, deja nu mai. Au și băut și au prins tupeu. Mă rog, mai am o special, a prins tupeu. Că noi am băut 2 sticle de prosecco înainte de probă. Ca să ce? Ca să, da. Ele mai devreme s-au îmbătat fresh, au făcut un joc. Și ne-am jucat și noi ceva și am zis hai să bem dacă pierdem sau dacă nu știu ce. Și am băut până am băut 2 sticle de prosecco. Se întrebă unii pe alții, spune Maia lui Costi, lui ăla, lui Vlad. Cine crezi că are cea mai mare aici? Și spune, Costi. Costi, care i-a pus mâna pe picior. Bă, mă uitam cu Erica așa și zic, scuze că fac așa, dar sunt năf. Și eu tot năf. Lupe, bă. Bă, întreabă pe aia. Deci vă spun eu, alcoolul îți ia mințile. Dar și mie mi se pare că te are la inimă, gen orice ai face tot. Vindu-mi stagi, ai să bem cafele, să asta are o f***e bun. Despre ce vorbești? Petre e fan, Berichet e fan, trebuie să ce împuștea, să-i bage p***e, era bine. Aia în plină de educație. Lu Costi pune mâna pe picior, lasă. Da, nu așa și a spus, dă-te, ce p***e ai, unde-i Costi? Las că vine și zice că lu Costi zi zi cum avem și toate p***e, l-a spus, da? Vine Dina? Da! S-a nimerit cum dracu s-a nimerit, că fix în seara asta, Tina, iubita lui Costi, a venit special de la București să-i facă o vizită lui Costi în Bass House, nu? Și merge la fete să stăm, să stăm la căldurică. Bună ziua! Sunt Tina Dugeac. Eram eu, mâncam, Tina era lângă mine, Costi era și el, pe acolo mai prin spate, nu era gen fix lângă noi, eu stăteam, mâncam, liniștit. Am venit în Bass House și n-am fost întâmpinată prea plăcut. Intră pe ușă supărată, nevoie mare și cu un mers așa, supărat, de tot, Maia. Tina fiind lângă mine, dar Maia nu știa cine este Tina, putea să fie, cred că e o fată de pe acolo, ea nu știa cine e Tina. Ioi, Sherry, vezi că Iorga o zis de vreo 3 ori că i-am pus mâna pe... Și aici VIP lui Costi și eram ce stai, ce, cum? Eu sper să tai aia, că ce o să zică iubitul meu? Tina de lângă mine stare de șoc. Și în secunda aia eram cu spatele așa și m-am înroșit toată. Și eram, sper să ne afle nici iubita lui Costi. La care Maia, care nu s-a prins de nimic, se uită la Tina și spune... No, exact! Oare se poate vedea? Nu există o filmare cu... Nu există o filmare. Deci nu există o filmare. Eu îl voi crede pe iubitul meu. Cum zice el, așa e. Maia săraca, eu înțeleg. Pentru că ea poate a făcut în glumă. Iorga a acuzat-o că a făcut-o intenționat. Și ea a vrut să vină la mine să reglăm situația. Dacă e posibil să nu pun partea aia în episod, ca să nu se interpreteze alte lucruri. Nu există așa ceva. N-ai cum, îmi pare foarte rău. A fost wow! Asta e tot ce pot să spun. A fost dar wow. Ei bine, guys, așa este Bass House, mai câștigi, mai pierzi. O întoarcere șocantă a lucrurilor, însă, fraților, ce e corect, e corect. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc tare mult că ați urmărit și acest episod și că întotdeauna, dacă vă place acest episod din Bass House, chiar vă mulțumesc, vă ajutați mare punctul în direct, să-i dați un share cu stătul, tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Academia de Vlog, cel mai bun curs, doar pe Sherry.ro, nici nu știți ce urmează în episodul următoare, pentru că începe hardcore-area de astăzi. Două eliminare am avut, vă pup! De la 1 ianuarie TVA-ul la bilete crește de la 5 la 9%, așadar astea sunt ultimele zile în care poți să ții abonament la Beach Breeze la doar 400 de lei plus taxe. Hai și tu la cel mai mare festival urban din Europa de Est.